Din cauza secetei excesive manifestată încă din luna august 2011 a lipsei precipitațiilor din lunile iulie-august 2012 și a temperaturilor crescute, starea de vegetație a culturilor din județ s-a depreciat considerabil. În momentul de față, din totalul suprafeței cultivate de 271.035 de hectare, suprafața afectată de secetă se ridică la 188.779 de hectare. Din cadrul culturii grâului, 48.670 de hectare afectate au un grad de afectare de 60%. La cultura orzului, 1.378 de hectare cu 60% grad de dăunare. Orzoaica, 1.069 de hectare cu 60% grad de dăunare. Rapița a înregistrat un grad de dăunare de aproape 100% pe 10.171 de hectare, rămânând în acest an doar 778 de hectare, porumb boabe 80% grad de dăunare pe 27.180 de hectare, floarea soarelui 24.433 de hectare afectate cu 60% grad de dăunare, plantațiile de viță de via un grad de dăunare de 40% în sumând 73 de hectare, plantațiile de pom fructifer pe 439 de hectare cu cu grad de dăunare de 45% și pășunile pe o suprafață de 650 de hectare afectate cu 60% dăunare. Producțiile înregistrate în acest an sunt jumătate din cele din anul agricol 2010-2011. La cultura griului, producțiile medii obținute fiind de 1932 de kg la hectar, la orz 2415 kg pe hectar, orzoaica 1524 de kg la hectar, rapiță 1679 kg pe hectar.